Ești în formă, Neanelu, arăți impecabil ca de fiecare dată. Totdeauna când am venit la voi, am simțit o relaxare totală. Simt că mi se tonifiază, mai ales mintea. Atât am avut de zis. Perfect, Neanelu, mă bucur mult de tot că te simți bine la noi. Asta este și ideea. O să stăm aici pe Hepilica, Neanelu. Hepilica asta, când am început noi acum aproape 17 ani, era canapeaua telespectatorului, pentru că telespectatorul a denumit-o și acum am adus-o din nou aici. Știu și... când, deci ți-am urmărit chiar primele emisiuni, de când erai tu pe 2. De la programul 2, da. Când te-am văzut aici și când i-ai dat denumirea, tu i-ai dat denumirea? Telespectatori, am făcut un concurs, am dat o canapea și un telespectator sau o telespectatoare, ce mai face? Mai știm ceva de ea sau de el? Hai să vedem colegii noștri. Era o doamnă? Era o doamnă. Vezi? Doamna producător știe. Era o doamnă. Să vedem ce mai face doamna care a dat numele Hepilici. Hepilica. Hepilica, bănuiesc că... că era Happy Hour emisiunea a, așa, și a zis la... Hepilica, da. Ce faci, Neanelu? Cum ești, mata, întâi de toate, spune? Îți răspund prin trei variante. A. Prima, A. O să-l parafrazez, nu, o să-l citez pe filozoful francez Descartes, da, care a spus cogito ergo sum. Cuget, deci exist. Perfect. B. Un proverb asiatic. Sufăr, deci trăiesc. Și ce? Ceea mea. Care? Am avut mult noroc în viață și mi-a mai dat Dumnezeu un dram exact în momentul cel mai greu al vieții mele. Și sunt pe picioare acum, sunt din nou încrezător în mine. Sunt din nou încrezător pentru că am mai citit și eu despre lucrurile astea și în situația în care ai grijă și respecti niște parametri medicali, poți să ai parte de reveniri. Eu sper să am. Câți ani aveți, Nenel, acum? Pe 16 luna asta fac 73 de ani. 73 de ani, mulți înainte. Și... în ianuarie parcă a fost problema, nu? Pe 27 ianuarie. De 27 ianuarie, practic, ați descoperit că aveți o tumoare la... sau nu mai putea să cântați. Problema s-a derulat în scurt, așa. În felul următor, când se plec în turneu prin Ardeal, aveam Oradea, așa, m-am dus la medic, că mi-era foarte rău. Deci atât de rău ca în ziua în care am făcut acest hematom. Doctorul m-a privit cu superficialitate și mi-a zis, n-aveți nimic, Neanelu, aveți și aveți depresii. Luați medicamentele astea. Am ajuns, am cântat unul, al doilea m-am suit, cred că l-aveam pe creier atunci, hematomul, dar era, m-a prins în sală acolo, lumea era arhiplin la satul mare și am zis, mă urc orice ar fi. Și m-au urcat colegii pe scenă. Nu puteai să te mai miști? Nu mai aveam echilibru. M-au urcat pe scenă, mi-am fixat o poziție anume, ținându-mă de un trepied și am stat acolo o oră jumate. Și ai cântat așa? Da. Părerea mea, mare greșeală. Acolo. Da, mare greșeală am făcut și am zis că era ultimul Cluj și zic, mai fac și la Cluj aceeași figură și după aia mă internez la, vorbisem la București, la Obregea, la institutul. Dar nu știi de fapt ce e de asta? Nu știam, mă duceam, zic să văd. Și cu două ori înainte eram în hotel și n-am mai văzut la un moment dat, după aia am văzut dublu, am vrut să mă scol, nu puteam sta în picioare, deci eram și cu vederea și cu echilibru, atunci am chemat ambulanța și m-am dus la urgență. Și la Cluj, da, și când mi-a zis că am un cheag, deci nu e accident vascular, este un cheag, nu se știe de unde a apărut, dar nu se operează. Aia atunci am intrat în panică, în așa fel încât stând pe scaun în autosalvare, asta cum îi zice, la un moment dat nu mai judecam și un medic, cred că era rezidentă, a început să-mi explice cât de dificilă este această operație, dar și niciun profesor din lume nu o face. Exact, adică mă tăierai pe scaunul acolo, băi, nu face nimeni operația asta, e și rău de tot, adică da. Pe cine ai să tacă? Era între creierul mare și creierul mic, deci inoperabilă. Eu care nu știam nimic despre asta, am intrat în panică și pur și simplu nu mai judecam așa și la un moment dat auzi și cuvântul și poate duce în peorația doctorului acolo și poate duce la deces.
când am auzit că a zis de deces, am ridicat capul, m-am uitat la ea și zic, deces? Bine, domnule, zic, dacă asta a fost să fie și până aici am putut să merg, vreau să spun la toată lumea că sunt foarte fericit pentru ce am făcut, pentru ce las în urmă și nu-mi pare rău deloc, absolut deloc, că Dumnezeu s-a hotărât acum să întrerup visul vieții mele. Și atunci, când m-am uitat așa în ochii la doctorița aceea, îi curgeau lacrimile. Păi am impresionat-o foarte mult vorbele astea ale mele. Și stați, domnule, că n-am zis că veți muri. Am zis că dacă vă fac operația aceea, e, poate să ducă la deces. Dar există varianta a doua, să o tratăm. De ce nu spuneți așa, doamnă, zic? De ce nu spuneți așa? De ce spuneți, domnule, așa, că făcusem și testamentul, făcusem aici tot? Și apoi când am ajuns la salon, brancardierii, femeile, asistentele, nu vă luați după ce a spus. Vă face domnul profesor Văcăraș, vă face bine și o să plecați pe picioare la Brăila. Ele toate mă încurajau și, într-adevăr, așa a fost. Pentru că, practic, s-a resorbit, nu? Da, asta este regula, e ca orice hematom, pe mână, pe picior, cum mi s-a explicat și mie, într-un termen de 7 zile, 8 zile, pe mână, ai văzut, se retrage vânătaia aia, da. Se duce sângele. La creier, la fel, a apărut cheagola și sunt în corp niște celule care au rolul de a resorbi acest... Și la ultimul remeneu era ocupat cheagul ăsta 80% de aceste celule care lucrau și resorbeau. Acum o să fac un remene pe 30 aprilie și mă duc la vizită la... Dar faci tratament acum? Da, mi-am mai dat niște perfuzii pentru creier, pentru odihnirea creierului, cererul rizin. Și în rest mi-am recăpătat echilibru, mi-am recăpătat vederea, pot să mă plimb, pot să conduc. Nu mult, dar poți. Dar v-a zis de la ce s-a făcut chestia asta? Mi-a zis stres, nu. În primul rând, fumat și alcool. Pe mai la fumat? La mine au fost toate trei. Adică, de 32 de ani n-am fumat și când am fost în America m-a demenit unul cu un trabuc și am început să fumez. Și ajunsesem iar la numărul de țigări de acum 32 de ani. Fumam o țigare și trebuia să mă așez în pat, că mi-era rău. Și tot fumam și acum nu mai fumez. Iar cu tăria asta, beam și eu ca orice om înainte de masă. Dar cred că s-a referit la cei care exagera câte 500 de ani. Asta... Dar stresul a fost, pentru că zidul Cătălinei... Dar nopți pierdute, nu? Somn puțin? Făceai turneu și oraș, între oraș și 300 de kilometri. Sau când plecam Timișoara, făceam 14 ore cu autobuzul și dormeam la 11 noaptea, ne trezeam la 3-4, la 7 dimineața, plecam în alt oraș, nu te odihneai. Deci, într-un cuvânt, lăcomia. Deci, într-un cuvânt, lăcomia a mea a fost pentru că am fugit de două ori într-un oraș, de două ori dintr-un oraș în altul și nu e în regulă cu treaba asta. Dar era lăcomia, cum zici, mă, ta, sau era mai mult adrenalina asta să fie acolo și dorința asta? Cred că la nu a mai fost vorba de bani alea, nu? Știi ce se întâmplă? Eu am spus așa, înainte de a păți chestia asta, zic, mai cânt anul ăsta și după aia nu mai am nicio motivație să mai cânt, doar dragostea față de public. Și au zis, cum ce-o fac mai rar, dar întrerup concertele, întrerup transporturile astea lungi și o fac pentru colegii mei, zic, ei vor să mai cânte, ei vor să mai meargă. Și mi-a zis cineva, dar la tine nu te gândești? Vrei să faci pentru colegi, dar la tine nu te gândești? Da, Nenelu, dar în același timp, într-adevăr, mult mai rare, mult mai așezate, dar cred că și dumneata îți dau un obiectiv. Faptul că știi că peste o lună urmează un concert, peste 3 luni, mult mai rare, mult mai puține, nu? Te ajută, adică, să știi că n-ai ieșit direct la pensie. Te ajută, dar când pleci joi de acasă și știi că ai de făcut vreo 1000 de kilometri, da, nu te mai încântă
intervine așa, dacă se strică mașina, dacă nu știu stresul. Ce, dacă cu tare, dacă n-ajung la timp și atunci e cel mai mare consum nervos. Dar vreau să vă întreb ceva, dacă ați dat timp înapoi, acum aveți 73 de ani, să dați timp înapoi cu 30 de ani, ce ați face? Aș face ce am vrut să fac la început, Cătăline. La început eu n-am vrut să fiu, să cânt. Deci eu m-am apucat să cânt la 26 de ani. De 26 de ani deja oamenii sunt consacrați, nu? Eu m-am apucat atunci să cânt la 26 de ani prin creații. Toate textele și toate melodiile le-am făcut eu, până la cifra de 500. Ok, eu am vrut să învăț. Deci eu am vrut să învăț. Și n-am putut pentru că era o rânduire a comunistă care nu permitea ca tu să ai rude condamnate. Și m-a dat afară din școală, unde eram pe locul 1. Sincer. Deci aveți pe cineva care avusese probleme? Da, a fost o soră de-a soției. A făcut un avort și a primit 6 luni cu suspendare și eu am apărut la dosar cu rude condamnate. Ca să vezi ce... Am suferit și atunci... Enorm am suferit, ca să vezi că te-ai dus singur, fiul de țăran, ca să folosesc, da, să te descurci, să reușești. Te duci singur și reușești acolo, la București, la... mi-a fost foarte, foarte greu. La aia ce facultate erați? Academia de poliție Băneasa. Și se făcea dreptul. Deci făceai 3 ani de drept. Și când terminai, ieșai locotenent și tădeai diferența aia și ajungeai jurist. Păi, Nanelu, ce stres era și atunci? Era, pentru că... De asta zic, și stres și după aia, ca avocat, jurist sau asta. Era că mă întâlneam cu colegii mei și îmi spuneau, stai liniștit, eu deja cântam acum, și zice, băi, regret, auzi, m-am întâlnit aseară cu ministrul secretar de stat de la interne la un restaurant și m-a chemat la masă și l-a rugat dacă poate să mă bage din nou la școală. Băi, ești nebun. M-am întâlnit după 40 de ani cu generalul Vlad Iulian. În momentul pe mine când m-a exmatriculat, m-a chemat în birou. Comisia. Era comandantul școlii și mi-a zis așa, știu că ești un elev eminent, știu că ești un elev, erai speranța noastră, uite ce ți-am făcut, 3 dosare excepționale, unul la ministru Coman, toate la ministru Coman, unul de la contrainformații, unul de la mine și unul de la partid, cum era atunci. Le-a deschis și scria cu roșu acolo, exmatriculat. Și zice, te-am lăudat, am spus că nu știu ce. Și m-am întâlnit după 40 de ani cu generalul Vlad și m-am dus la el la masă și am spus, domnul subsecretar de stat, mă cheamă Nelu Vlad. Acum 40 de ani mi-ați semnat trecerea în rezervă de la școala Placea. Lasă-mă 5 minute. M-am dus la masă și îmi face semn. Tu ești cu avortul acela, cu ruda condamnată. Pe cuvântul meu a fost și mi-a spus toate și ce știu că ți-am făcut 3 rapoarte excepționale după 40 de ani. Și mă împrietenisem cu el, mă suna acasă și la fel mi-a spus, stai liniștit, nu te mai necăji că ce faci tu acum e mult mai frumos decât ce ai făcut. Te-a supărat mult chestia aia. Te-a dat peste cap, rău. Cum, orice om tânăr care, că eu la început am fost muncitor, deci am calificarea mea este de chimist, operator chimist. Deci dacă făceai facultatea și rămâneai acolo, erai mai bine decât azi? Nu, dacă făceam facultatea, poate treceam în mediul... Și credeți că erați mai bine ca azi? Nu, pentru că îmi dau seama că n-a fost cum am vrut eu, a fost cum a vrut Dumnezeu. Întotdeauna. Deci așa a fost să fie și a fost calea mai fericită. De asta zic. Da. De multe ori zic să nu mă mai plâng. Dar... Ionianelu, știi ce? Acum, sincer, uitându-mă la Matea și am vorbit și înainte de emisiune, eu n-aș fi zis că ați pățit ceva. Arătați foarte bine, țineți foarte bine. Adică nu... Ai auzit de... Și cred că asta contează. Liviu Alexa? Da. El, prietenul meu și Cluj, cel mai înflăcărat fan al formației. El mi-a aranjat repede să mă bagi acolo și... Mi-a spus așa, zice, ai grijă ce faci acum când te duci, stai liniștit. Dumnezeu ți-a trimis un semnal frumos, delicat.
Dacă nu-l asculți, aici te trezești la subsol. Ferească Dumnezeu. Da. Danielu, deci... important e că ești bine. Dar... cântările, deci Mona merge mai departe, dar un pic așa mai... mai pe jos. Mai pe jos. Cornel, ascultai povestea noastră? Cornel Palade. Foarte interesantă poveste. Cornel Palade, mă gândeam așa cum e viața, știi? Adică... da. Păi nu, dar nu mă compara cu maestru. El a trăit ca un boem, ca un boier. Ca... noi am fost săraci, am fost vai de mama. Nu? Vrei să fiu și eu modest? Da. Dar vă iubește lumea și asta, cred că a contat un pic. N-ați simțit așa energia oamenilor în perioada asta? Ba da, și mi-ai dat prilejul acum să le spun la toți care m-au... na, că m-au aflat, dacă îi spuneam și lui Greta, mă, dacă au crescut cu mine 40 de ani și am fost numai în ochii lor, și, na, s-au îngrijorat unii oameni, știți? Și ăștia au fost cam mulțișori, așa, și mi-au scris, mi-au dat telefoane, Doamne, nu puteam să vorbesc la telefon, deci era... acum vreau să le mulțumesc din suflet pentru un pic de grijă pe care a avut-o față de mine în momentul când am... când m-am plâns și eu, ca orice om care să plânge. Le mulțumesc din suflet. Neanelu, ai spus că școala ai fi făcut-o, ai fi vrut să fie și ai fi avut mai multă grijă de mata? Cu mâncarea, cu sportul, cu... nu cred, nici așa, dar îmi lisea unul dintre cele mai de preț lucruri pe care un om ar trebui să le aibă. Simpatia publicului, simpatia celor din jur, asta e plăcerea lor de a te vedea. Oamenii care nu sunt artiști... da, dar și ăia adică pot fi iubiți. Fie... toată lumea trebuie asta să fie iubită. Adică să fii foarte bine în jurul tău, să se socializezi, da. Să nu stai singur cuc. Da. Danielu, salutări de la Brăila, acum 50 de ani, dansam la Clubul Tineretului cu formația Azur. Multă sănătate. Deci dacă ați vedea câte mesaje au venit de dragoste și de iubire, felicitări. Vă mulțumesc. Să ne trăiești 1000 de ani. Vă mulțumesc. Amândoi băieții mei s-au bucurat în adolescență de cele mai frumoase hituri ale domnului Nelu Vlad. Multă sănătate. Rică Drăghici, Spiru Hare din Brăila. Să ne trăiești 1000 de ani, Anelu. Deci numai mesaje de genul ăsta sunt. Da, mulțumesc. Foarte frumos. Multe, multe. Ia uite, salutări din Chicago, America. Emisiunea la Măruță aproape zilnic o urmăresc. Mulțumim mult de tot. Băi, Anelu, n-ai ce să zic. Adică atât de multe mesaje, uite, multe sănătate, vrem cât mai multe albume. Felicitări, Neanelu, ești un luptător, ești un puternic, să trăiești cât mai mult, multă sănătate, ia uite. Foarte frumos. Îți mulțumim mult de tot, Neanelu, că ai trecut pe la noi, că ai și povestit cu noi. M-a făcut plăcere, dar practic nu prea am vrut să mă plâng, nu știu dacă s-a înțeles lucrul ăsta, că am vrut să mă plâng. Nu ai vrut să te plângi, ai spus ce ai trăit, Mata. Dovadă că acolo unde am fost internat, a fost un serviciu medical extraordinar. La Cluj, nu? La Cluj. Medicul Văcăraș a fost genial, că m-a readus la viață și mi-a spus dinainte, stai liniște că te fac bine. Și bine că în momentul de față a avut dreptate și pe zi ce trece mă simt bine. Doamne ajută, da. Și Neanelu, pentru tot publicul, aici poți să ne cânti o piesă, ce vrei, bata? Cânt o piesă care pe care am făcut-o. Deci am făcut Mai întoarce, Doamne, am scris Mai întoarce, Doamne, roata, partea întâi, partea a doua. Și mi-a mai venit odată în cap ideea să fac o piesă despre evoluția omului de la 20 până la 70 de ani. Mobilul acestei piese, dacă îl urmărești, s-ar putea să ți se potrivească puțin, nu numai ție, ci tuturor oamenilor care au... adică o luăm așa, cu 20, 30, 40, 50, 60, 70. Păi trebuie să scoateți următoarea piesă apoi, 80, 90, 100, da? Nu mai am timp. Ai timp, Neanelu. Nelu Vlad, oameni buni, puteți să-i scrieți pe Facebook, să-i transmiteți toate gândurile bune. E un om senzațional și acum o să ne și cânte și îți mulțumim mult de tot, Neanelu. Bun rămas și vă doresc sănătate. Neanelu, te așteptăm oricând cu mare drag, ești bine? Da, sunt bine, sunt foarte bine. Te iubim mult de tot, mulțumim mult de sănătate. Tot. Sănătate.